Găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. Invitatul nostru de astăzi n-a jucat nici mult, dar nici puțin în România, însă a lăsat o impresie excelentă. Doar atât vă spunem că în galeria celor de la Steaua, FCSB, dar cred că Steaua era pe vremea aceea, a apărut lângă Rădoi și lângă Lăcătuș simbolurile stelei din totdeauna. Așa cum vă spuneam, a lăsat o impresie senzațională. Din păcate pentru noi, pentru că am fi vrut să-l mai vedem jucând aici, s-a reîntors în țara natală, măcinat un picuț de accidentări. Dar pentru că a învățat limba română, a rămas în contact cu noi și nouă ne face plăcere să discutăm astăzi împreună cu, colegul meu de la as.ro și de la Antena Sport, Silviu Corneanu. Bună dimineața! Bun găsit, bună dimineața! Mergem în Serbia, unde discutăm cu Novak Martinović. Bună dimineața! Bună dimineața, bună ziua! Bună dimineața, bună dimineața! Mersi pentru asta frumoasă introducere. Noi mulțumim! Merit! Da. Ba da, ești la restaurant sau acasă? Nu, sunt deja la restaurant. Că asta, da. În locul meu, da. Voiam să luăm și noi micul dejun și eram curioși ce ai pe acolo. Da, că atunci trebuie să veniți aici. Pe poza totul e frumos, dar trebuie să vezi cum e adevărat. Și e foarte fain, e foarte fain aici. Auzi. Nova cunoscut pe asta, în Belgrad. Da. În primul rând, ce faci? Și cum ești? Că așa cum le spunem tuturor acum câțiva ani, întrebarea asta cu ce faci, răspundeai bine și se termina. Dar astăzi, în contextul COVID-ului și în contextul problemelor existente, întrebarea asta cu ce faci e un pic altfel. Totul bine? Mai știi româna? Da, totul știu. Am uitat puțin, sigur, să vezi în următoarele minute, dar nu totul. În Serbia totul e ok, așa pot să zic. Sunt mulți sunt bolnavi, dar suntem obișnuiți acum în ultimele 2 ani. Când înainte de 2 ani a fost 200 de bolnavi și a totul a fost închis și nu am putut să ieși afară, dar acum suntem pe 15.000, mi se pare așa, 17.000 și nimeni nu contează. Și cred că în anul ăsta o să fie asta numai ca un grip, cum se zice în limba română. Și se întorcă viața normal. Apropo de COVID și de asta, mai sunteți supărați pe australieni? Nu din cauza COVID-ului, din cauza lor, cum se comportă, cum unul dintre cei mai buni din țara noastră. Dar nu invadați Australia așa cum s-a auzit? Nu invadați Australia. Că știi că se glumea că sunteți atât de supărați, știi că sârbii o să invadeze Australia. No, glumim, nu, desigur. E prea departe. Da. Nu e, dar în țara acum nimeni nu se auze la nu se vede pe televizor Australian Open, nimeni, nici în ziar, sunt cât de cât așa un puțin de vorbă de Australian Open acum, când noi nu avem Djokovic acolo. E ca un protest așa al vostru. Dar Novak ce face? Nu, nu interesează. Nu interesează că când ne jucăm noi. Eu, în viața mea, e foarte fain. Am un restaurant, acum deschide într-o lună, două, încă un mare în centru. Încerc să termin asta licență pentru să fie antrenor, dar puțin cam în Serbia nu merge așa cum am crezut că o să fie și durează mult. Posibil și din cazul ăsta am pierdut puțin de vână și de asta să fie antrenor aici în țara mea. Dar cum ți-a venit ideea cu restaurantele și ce specialități gătești? Tu știi să prepari ceva? Tu faci mâncare? Am învățat. Totul în viața mea ce fac, eu fac cu inima, cum se zice. Și aici când am intrat am știut nimic, normal. Sunt un sportiv care a jucat fotbal și când am intrat în asta n-am știut să
se fac o cafea. Dar ideea a fost, prima idee a fost din București a venit. Cum pot să explic asta? Nimeni nu știe asta. A existat un, și cred că și acum există, un spațiu în București, se numește, mi se pare, Origo. E un cafenea acolo, de unde am, fiecare zi am venit cu hârtie și citesc ceva și am avut liniște acolo. Și a vrut să deschid ceva așa în Belgrad. După asta s-a schimbat puțin, am avut foarte fain bucătări și am băgat micul dejun, cum ziceau oamenii cei mai buni în Belgrad. Și așa, încet și am făcut o poveste bună care și crește. La, cum am zis, deschidem încă un și avem în planurile încă doi în următoarele 2 ani. Sună tentant asta cu micul dejun cel mai bun din Belgrad. Ne faci curioși. Livrați în România sau numai acolo în Belgrad? Faci livrări? Livrare foarte greu. Nu facem nici aici, din cauza că avem un... credeam că cel mai bun mâncare e direct din bucătărie, din bucătar. Dacă avem nevoie de timp de 30 minute, 40 minute, nu e așa cu așa mare calitate cum noi facem aici. Și din cauza asta, în restaurantul meu nici nu există livrare se pe adrese să vine mâncare. Numai oamenii care vreau vineau aici. Și ok, până acum e foarte fain. Novak, hai să ne întoarcem un pic la fotbal. Mai ți-aduce aminte cum ai început? Adică ai avut și alte opțiuni, ai jucat basket, ai fost la atletism, ai făcut în not, sau fotbalul a fost dintotdeauna? Nu, niciodată. La primul antrenament am avut 6 ani, 6 jumate când am plecat. A fost marți, joi, două pe săptămână. Și asta a fost lângă casa mea. Următorul pasul a fost, am intrat în Partizan, asta e interesant, în Partizan Belgrad, când am avut 7 ani. Și am stat acolo 12 ani, am fost capitan și după asta am plecat în Liga 1, în Serbia, în Rad. Și am avut o cimitare. Am jucat după Liga 2, încă o dată am întors în Liga 1 în Oftă Belgrad și după asta am venit în România. Dar cum ai ajuns în România? Adică bine, s-a primit probabil o ofertă și ai zis da, dar cine a venit cu ea sau cum? Ofertă. Nu? Dar cum? Nu a fost ofertă. Cum se vine cu ofertă din Pânduri, care am jucat, eu am jucat din Oftă Belgrad, dar în ultimele 6 luni nici nu am jucat. Și am luat cartele din OFK Belgrad și n-am știut unde să pleci. A fost o ofertă de, se numește Ciucarički, e un club bun aici în Belgrad. Dar a venit o probă, se fac o probă în Turcia. Atunci a fost Cârțun, Sorin a fost antrenor acolo și a fost așa, dacă plec în Turcia, risc mult din cauza că dacă plec nu rămân aici în Serbia sau fără club, dar nici nu e 100% sigur că eu fac o probă bună. Și când am plecat dar în acest moment am știut că să trec din cauza că am fost fizic preparat cel mai bun, mi se pare, până atunci. Și am plecat acolo, am jucat 2 meciuri, câteva antrenamente și imediat s-a văzut că pot să fac ceva în România. A fost problemele cu astea, cu negocierii, cu domnul președinte Condescu și cu antrenor. Știu că un agentul meu mi-a zis, hai, te duc înapoi, n-am făcut nimic. Și am intrat în avion, am venit în Belgrad, am ieșit din avion așa, puțin supărat, normal, acum nu a făcut nimic și când am jucat bine și când preparat sunt foarte bine, când o să fie?
Am ieșit din avionul și mi-a zis, hai, să te duc înapoi, să semnăm. Și așa a și fost. Mi se pare o zi sau câte crut am dus înapoi la... Turcia, în Antalya, mi se pare, da, în Antalya și am sunat cu pândurii, în cantonament, da. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!